S-a mai constituit o comisie mixtă la nivelul Guvernului, formată de Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor, care vor trebui să găsească o soluție similară cu ceea ce s-a întâmplat la gazul metan, ca prețul la energia electrică pentru sistemul de irigații să fie diminuat. România nu se poate fi irigată la suprafața arabilă pe care o are, decât de acum, poate în 30, în 50 de ani, dacă se va investi serios.